să țină cu casa, ca să zic așa, să fie cât mai puțin energofage. Iar acest lucru pleacă inclusiv... Salut! Sunt Lucian Olariu, suntem în Otopeni și astăzi vom face un video cu vilele Eric, vile reprezentate exclusiv de colegul Ionuț Petianu. Vile construite în cel mai bine organizat cartier din orașul Otopeni. Haideți să vedem cum arată aceste vile și ce are Ionuț să ne prezinte la ele. Acestea sunt vilele de Eric din Otopeni. Vine și colegul Ionuț și ne va prezenta cele patru proprietăți pe care le are în portofoliu. Salut! Colegul Ionuț Petianu a ajuns și a să ne prezinte proprietățile pe care le are în reprezentare aici în Otopeni. Bună ziua, sunt Ionuț Petianu, colegul lui Lucian. Astăzi vă prezint aceste minunății de case, vilele Eric. Este vorba despre un grup de patru case, două sunt mai spre aproape de finalizare, primele două, și celelalte două sunt la nivel de roșu. Primele două vor fi finalizate undeva în martie, cam pe la sfârșit. Ce le face foarte speciale este că sunt construite astfel încât să fie foarte prietenoase cu energia, să nu fie energofage și să nu plătiți foarte mult dacă locuiți în ele. Deci, bun venit în vilele Eric, okay. Lucian, suntem în hol. În partea de acolo va fi centrala, iar imediat aici, în stânga mea, o baie, hai să spun lavoar și vas de toaletă, baie de serviciu. În partea stângă vom avea un perete, deja este armătura pusă, peretele care desparte holul de living, bucătărie și dining. În partea dreaptă intrați scările de desubt, partea de sub scări va fi îmbrăcată în mobilier pentru spații de depozitare. În partea din spate se vede ușa de intrare și geamurile de sus până jos. Tâmplăria este salamander, este cu baghetă caldă. Bagheta caldă este o soluție tehnică nouă pentru că s-a descoperit că o parte din căldură iese și prin bagheta aceea dintre geamurile termopan. Transportă foarte multă căldură afară. Important pentru noi este ca această proprietate să fie cât mai independentă energetic și să consume cât mai puțin. În partea stângă vedem tencuiala. Tencuiala este mecanizată, este foarte, foarte dreaptă, nu s-a folosit rigips până acum. Și bucătăria vine undeva în partea asta de aici. Aici vor fi întrerupătoarele, partea stânga mea. Locul de luat masa este gândit în partea din spate, cu vedere la curte, la fel cu geamul de sus până jos. Și sufrageria în partea cealaltă cu ieșire în curte. Fiecare casă va avea curte separată. Și ajungem la locul de citit, sau cum îi zic americanii, nook. Aici va fi cel mai probabil o pernă și există două corpuri de iluminat, un loc de relaxare perfect. Ok. Și haideți la etaj. Suntem la nivelul 1. Aici avem două dormitoare largi. Primul dintre ele se bucură de două geamuri.
Al doilea se accesează de pe hol. Se intră pe aici. Aici mai probabil va fi un dressing. Și se bucură de un geam mare, de sus până jos. Aici va fi montată și o balustradă de sticlă, așa numit un balcon franțuzesc. Cele două dormitoare sunt deservite de către o baie. Baia se accesează de pe hol. Și e gândită, e destul de interesant. Partea de toaletă, vasul de toaletă va fi în prima parte, lavoarul și partea de baie propriu zisă, inclusiv cabina de duș vor fi separate. Ok, avem două geamuri, da. Una pentru partea de lavoar și duș și una pentru partea de... Avem chiar trei geamuri, unul pentru partea de hol, okay. Unul pentru partea de toaletă, folosesc și mai aerisire la fel, și unul către partea de duș. Bine. Suntem la mansardă, mansarda cuprinde dormitorul matrimonial, o parte de dressing, walk-in closet și o baie. Ce, așa cum vă spuneam, pe tot parcursul turului, aceste case sunt făcute să țină cu casa, ca să zic așa, să fie cât mai puțin energofage. Iar acest lucru pleacă inclusiv de la termosistemul folosit. Conform statisticilor, undeva la 30% din căldura dintr-o casă se pierde prin acoperiș. Aici nu va mai fi cazul. De ce? Pentru că se vine cu termosistem de 15, cu polistiren, de 15 pe partea de acoperiș direct. După aceea o să vă arăt... E foarte important, casă. Polistirenul e lipit cu spumă, nu e lipit cu adeziv. Bravo, Lucian! Spune-le! Aceea spumă care vom găsi și la cărămidă mai încolo. Da. Deci, polistirenul, după aceea va mai veni un strat... Atenție, de 10 cm de vată minerală. Îl vom vedea în casele celelalte. Vom merge în cealaltă casă și după aceea va fi închis cu rigips. De aici, odată urcați pe scară, intrăm, acum ne aflăm în baie. Baia care e destul de mare, de aici, până unde stă Lucian. Iar în partea din dreapta avem un dressing. Dressingul se accesează pe aici, acum e schela și nu pot eu să... intrăm. Iar dormitorul matrimonial, dormitorul propriu-zis, care se bucură și de un balcon destul de mare, cu vedere asupra complexului, e în partea, în partea din spate. Este deja montat gipsul, în interior va fi vată minerală. Trebuie să specificăm că aici suntem într-unul din dormitoare. Da, aici suntem într-unul dintre dormitoare, tavanul la fel este pregătit. La fel, toată instalația electrică este trasă. Se vede, cablurile sunt ignifuge, am uitat să menționez lucrul ăsta, și sunt trase, vor fi trase prin șa. Ok. Suntem în mansarda celei de-a doua case. Aici, cum vă spuneam, în partea cealaltă lucrările sunt un pic mai avansate. Se văd inclusiv cei 10 cm de vată minerală care au fost montați deja. Urmează să fie închisă cu rigips. Ok, aici se vede și compartimentarea dormitorului matrimonial. Exact. Avem ieșire pe terasă, pe balcon. Acum sunt în dormitorul matrimonial, cel mai probabil patul va veni în partea asta. Acolo e un mic spațiu de depozitare unde este Lucian acum. Și avem dressing-ul și baia. Acum sunt în baie. Baia cu geam. Ok. Geam normal. Da. Deși suntem la mansardă. Iar acolo dressing-ul și probabil iarăși un spațiu de depozitare sub strașină.
După cum se vede, aici și peste tot în casă, pereții separatori sunt făcuți din două plăci de rigips pe schelet metalic și este umplut cu vată minerală, va fi umplut cu vată minerală, care îndeplinește două lucruri. Unu, termoizolează și a doua, izolează fonic. Ok, practic vom avea două plăci de rigips, vată minerală și după aia iar încă două plăci de rigips. Exact, da. Spre celelalte două case, care urmează să fie gata ceva mai târziu decât acestea. Momentan vedem că deasupra s-a gătit fierul beton pentru a turna betonul și pentru a închide structura de rezistență și la casele celelalte. O chestie foarte importantă, așa cum vă spuneam, și o să bat apa în pio de fiecare dată când e vorba despre aceste case, ca să fie cât mai prietenoase cu energia, vom vedea inclusiv cum sunt zidite, cum, de fapt, cum e lipită caramida. O mare parte din căldură se pierde și prin rosturile dintre cărămizi umplute cu adeziv. Din acest motiv, la casele Eric s-a optat pentru o lipire cu o spumă specială a cărămizilor porotermo. Acolo se vede și termosistemul, pentru că între cele două case, deși sunt lipite la calcani, sunt de sine stătătoare și se vede și partea de termosistem dintre ele. Suntem în partea din spate, de unde o să vă arătăm încă ceva. Este vorba de țigla ceramică care va fi folosită pentru acoperiș. Okay. Interesant, nu? Se vede și aici, așa cum vă spuneam, și deasupra. Avem cele două structuri de rezistență independente, iar între ele este termosistem de 10 cm. Acesta a fost turul de la Vilele Eric din Otopeni. Mulțumim colegului Ionuț Petianu că ne-a primit în vizită. Dacă doriți mai multe detalii despre vilele de aici, aveți afișat numărul de telefon undeva aici pe ecran. Ionuț? Vă mulțumesc că ați venit, mulțumesc Lucian. Dacă mai aveți întrebări, îmi puteți adresa la numărul de pe ecran, o să-l pună Lucian pe undeva. Și dați un like, un share și un subscribe. Mulțumim! Zi bună în continuare! La revedere!